Norvegia oferă Republicii Moldova 30 de milioane de euro drept ajutor nerambursabil. Banii vor fi direcționați către domeniul educației și pentru securitatea energetică. Anunțul a fost făcut marți, 7 mai, de prim-ministrul Norvegiei Jonas Gahr Støre în cadrul unei întrevederi cu președinta Maya Sandu, care se află într-o vizită oficială la Oslo. In 2023, a large part of the Norwegian civil support went to strengthening energy security through gas purchases. Now, as we establish diplomatic representation, we will be able to be even more focused and to respond to specific needs. And today, I announce as part of the Nansen package that we will provide an additional civilian support to Moldova amounting to 350 million crowns for this year. And the areas we have prioritized include energy, education, where the President has a special commitment, as well as support to democratic participation, civil society and good governance. La rândul său, șefa statului le-a mulțumit autorităților din Norvegia pentru suportul financiar oferit țării noastre. It's an honor to address you today in Oslo, a city emblematic of peace, dialogue and cooperation, values that resonate with Moldova. As a young democracy, we are resolutely committed to staying part of the free world, consolidating our democracy and improving the lives of our citizens. În perioada 6-7 mai, președinta Maya Sandu se află într-o vizită oficială în regatul Norvegiei, la inițiativa majestăților lor regele Harald al V-lea și regina Sonia. Este pentru prima dată când un președinte al Republicii Moldova efectuează o vizită de stat în Norvegia. În cadrul vizitei, șefa statului a purtat discuții și cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, cu președintele legislativului Masud Gharahkhani și cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Afaceri Externe și Apărare. În ultimii 2 ani, Norvegia a oferit un sprijin constant Republicii Moldova. De la începerea războiului din Ucraina, prin intermediul agențiilor ONU, dar și a mai multor organizații internaționale, a furnizat sprijin umanitar pentru susținerea refugiaților ucraineni și a comunităților care îi găzduiesc. Norvegia a contribuit, de asemenea, cu fonduri pentru achiziționarea de gaze naturale și pentru sprijinirea economiei noastre afectată de război.